România este pe locul al treilea în lume în topul celor mai avantajoase țări pentru un angajat care vrea să îmbine munca la distanță cu călătoriile în acest an, potrivit unui clasament publicat marți. Clasamentul realizat de motorul de căutare Momondo a analizat 111 țări în funcție de 22 de factori, împărțiți în 6 categorii: accesibilitate și costuri de călătorie, prețuri locale, siguranță și sănătate, facilitățile muncii la distanță, viața socială și vremea. Topul este condus de Portugalia, urmată de Spania și România. Pe următoarele locuri se situează Mauritius, Japonia, Malta, Costa Rica, Panama, Republica Cehă și Germania. România a fost plasată pe locul al treilea în acest clasament în ceea ce privește munca la distanță, în special datorită costurilor reduse de trai și a prețurilor mici. De asemenea, România oferă prețuri avantajoase la închiriere auto și la hoteluri, în plus față de costuri reduse pentru închirierea pe termen lung a unui apartament. Totodată, pentru nomazii digitali, România aduce avantajul vitezei excelente a internetului și faptul că mulți localnici vorbesc engleză.